Încă o zi plină în tabăra de științe Atlantic Ron, evenimentul de pe insula Inelul de Piatră din județul Constanța reunește ca în fiecare an experți de talie mondială în domenii precum fizică nucleară, medicină, arte sau sport. Printre ei se află și lectorul Adina Todea, specialist în dezvoltare personală și antreprenoriat, care se află acum în direct la Alef News. Bine v-am găsit! Bine vă văd! Bună ziua! Cum este atmosfera acolo la dumneavoastră în tabără? E foarte fain. Chiar acum am venit de la o baie. Ne facem aici o baie pe Dunăre după pauză de masă și e foarte ok. Adică se îmbină munca cu informații de foarte bună calitate și oameni de mare calitate. Momente de relaxare, de distracție, ne culcăm dimineața pe la 3-4, e minunat. E minunat, absorbim. Știu că sunteți responsabilă de atelierul Opaș pentru a avea timp pentru orice îți propui în viață și știm cât de important este să reușim să facem tot ceea ce ne propunem și de multe ori aici stăm destul de prost, poate nu manageriem timpul corespunzător. Ce sfaturi ne dați? Asta cu timpul este o provocare în ultima perioadă, pentru că spun și nu mi-aparține într-o totul această idee. Este foarte mult despre a spune nu, despre nu mai avem opțiuni, noi nu mai alegem acum, ci sunt atât de multe lucruri de ca și opțiuni în jurul nostru, încât asta cu să știu să spun nu este de bază și trebuie să înțeleg cum funcționează chestia asta. Am ales un astfel de atelier de managementul timpului și a productivității pentru că vin din background-ul meu este antreprenorial și mi-am dat seama că de multe ori și lucrând cu oameni, mai nou m-am dus pe partea de coaching și lucrând cu oameni mi-am dat seama că una dintre marile probleme, mai ales în zona asta tehnologizată, este acest timp care nu ne mai ajunge și care ne dă de furcă și e destul de greu de manageuit. Așa că de asta am ales acest topic. Am avut surpriza ieri, a fost prima zi în care am susținut acest atelier. Am avut surpriza să am foarte mulți cursanți, oameni curioși și prima mea întrebare a fost: spune-mi, te rog frumos, ce te-a atras la acest atelier? Și am auzit fel și fel de motive care cumva toate converg exact către povestea asta că e destul de greu de manageuit timpul și mai ales dacă nu suntem foarte clari cu ceea ce noi dorim să facem, cu poziția în care suntem în anumit moment al vieții noastre. De asta am zis că să aduc ceva care poate să fie de valoare atât tinerilor cât și mai puțin tinerilor. Îți mulțumesc foarte mult, Adina, pentru intervenție. Spor la treaba acolo și spor la managerierea timpului. Distracție suntem plăcută. Doi pentru că am descoperit că suntem doar doi orădeni pe această insulă. Să știi și că și pe George. E minunat, îmi pare bine, George, și eu sunt tot orădeancă, deci ca de la orădean la orădean. Spor la treabă!